Oamenii legii spun că cele două victime de 19 ani se aflau azi noapte la o petrecere în cartierul Rovine din Craiova. Acolo se afla și o tânără de la care a plecat disputa. Se pare că de aceeași fată erau îndrăgostiți și cel ucis, dar și autorul crimei. După un schimb de mesaje între cei doi pe o rețea de socializare, victimele s-au înțeles cu autorul să se întâlnească în fața blocului și să-și dispute fata. Numai că la un moment dat s-a iscat o ceartă, tinerii s-au împins, s-au lovit, apoi unul dintre ei a scos un cuțit și l-a înjunghiat mortal în inimă pe iubitul tinerei. L-a înjunghiat apoi și pe prietenul acestuia în picior și apoi a fugit. Câțiva vecini au auzit scandalul și au chemat poliția. Au venit trei după colț de acolo, la ora două, eu am venit de la servici, parca mașina și erau trei băieți tineri agitați, zice că stau în scara asta cu gaz de nu știu. În timp ce se băteau pe aici, a strigat unul, cineva din vală, cred că era cu partea opusă cu cei care... Zice, bă, ce ăsta nu mai e rece, nu mai respire, nu mai face nimic. Ați auzit ceva azi noapte din ce s-a întâmplat? La ora două m-au trezit pentru că era prea mare zgomot. Și atât. N-ați văzut nimic din ce s-a întâmplat? În afară de bătaie, nimic. În afară de bătaie, nimic. V-ați gândit să sunați la poliție, să anunțați incidentul? Era după somn, vă dați seama, buimaci după somn. Erau frecvente scandalurile pe care le provocau tinerii? Exact, frecvente. Autorul crimei a fost prins într-o jumătate de oră de oamenii legii care au stabilit că este un doljan care are 21 de ani și că se afla în stare avansată de ebrietate. Cazul a fost preluat de procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, iar cercetările sunt în derulare. Este cea de-a doua crimă de acest gen care are loc în Craiova în ultimele două luni, după ce pe 6 decembrie 2016 un tânăr de 20 de ani a fost înjunghiat mortal pe Bulevardul Tineretului din Craiova de un altul de aceeași vârstă cu care avusese o altercație.